Este o zi de mare, mare bucurie pentru Biserica Domnului din Ghilad. Iată că Dumnezeu, în bunătatea, în dragostea, în harul și în suveranitatea Sa, ne-a îngăduit să avem această zi sfântă în care să ne putem bucura de faptul că Evanghelia lui Hristos are putere. Slavă Lui, a avut putere de-a lungul anilor, de-a lungul timpului, de-a lungul veacurilor. Și are putere și astăzi și știm că va avea putere și mâine. Amin. Pentru că vor trece cerul și pământul. Dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne. Slăvit să fie în numele Domnului. Amin. Și dacă ploaia și zăpada care cad pe pământ nu se întorc fără să aducă rod, cu atât mai mult Evanghelia, cuvântul lui Dumnezeu proclamat, aduce rod spre slava lui Dumnezeu și răcirea părăției sale. Amin. Cu toată bucuria, cu toată dragostea, salutăm prezența dumneavoastră în seara aceasta la Casa de Rugăciune. Ne bucurăm de dumneavoastră, frați oaspeți, ori de unde ați venit, Dumnezeu să vă binecuvinteze. În mod deosebit, spunem un bun venit în seara aceasta celor 6 candidați, celor 6 persoane, celor 6 frați, surori, îmbrăcați în haine albe, care în seara aceasta sunt motivul bucuriei noastre. Se bucură cerul pentru ei și ne bucurăm și noi. Amin. Și vrem ca bucuria aceasta să rămână în inimile noastre. Bucuria mântuirii. Amin. Amin. De asemenea, în seara aceasta salutăm un grup frumos venit de la Arad, Biserica Pentecostală Micălaca. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Sunt însoțiți de fratele păstor Dusu Mărgăian. Îi spunem un bun venit în Biserica Harului Ghilad. Dumnezeu să-l binecuvinteze și la timpul potrivit Dumnezeu să-i dea har în vestirea Evangheliei. Amin. Amin. Salut frați, surori veniți de la Deta, de la Jebel, de la Petroman și din alte părți. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. De asemenea, salutăm consătenii noștri, pe cei din Ghilad care ați venit să fiți parte la această sărbătoare, rudenii poate cu cei care sunt îmbrăcați în haine albe. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Și în seara aceasta, Duhul Domnului să cerceteze toate inimile prezente în adunare. Amin. Dorim pentru începutul acestei slujbe să ascultăm pe micuța Dalia, care va recita o poezie.